Bună frumoasele mele și m-am găsit la un nou video, astăzi am pentru voi tutorialul acestor unghii, fiindcă mi-ați cerut atât de mult, așa că a trebuit să filmez pentru voi, veți vedea că este extrem de simplu să realizați astfel de unghii și bineînțeles le-am făcut ca de obicei cu produse accesibile, pentru voi să le găsiți foarte simplu, sunt foarte ieftine, rezistente, bune și toate celelalte. Dar, de asemenea, am făcut și un tutorial al acestui machiaj pe care la fel mi l-ați cerut extrem de mult și mă bucur foarte mult că v-a plăcut, așa că am să vă las și linkul acelui tutorial în cutiuța cu descriere. Nu uitați să treceți și pe la el să vedeți cum se realizează și acesta e super simplu de făcut. Așa, înainte să începem tutorialul, vreau să vă spun că unghiile mele sunt naturale, sunt lungi, însă mie îmi place să îmi fac dungulița aceasta de French, foarte subțire, să zicem, nu știu, 2 mm. Dacă aș face jumătate de centimetru cât îmi sunt unghiile mele, nu ar arăta atât de finuț, de natural, de elegant, în primul rând, și mie așa îmi place să le fac. Dacă vă plac astfel de tutoriale, voi încerca să mai fac pentru voi, chiar dacă n-am îndemânarea necesară, însă totuși și mie mi-iesc anumite modele, nu cele complicate. Dacă doriți, nu uitați să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce alte modele doriți sau pentru evenimente sau ce știu eu ce. Așa, doar să nu-mi cereți să fac ursuleți și inimioare și alte chestii super grele de făcut, fiindcă nu mă pricep absolut deloc, dar la chestii din astea simple îmi mai ies câteodată. Bun, și dacă vreți să vedeți cum se realizează această manicură, urmăriți în continuare. Ok, voi începe prin aplicarea unei baze, asta e de la Madame Glam, dar puteți folosi oricare o aveți acasă, eu asta o am acum la îndemână, deși de obicei folosesc alta. Și sper că vedeți ce fac. Și simplu aplic un strat generos de bază. După cum puteți vedea, astea sunt unghiile mele naturale, n-am niciun pic de gel, nu sunt colorate, nu sunt galbene, sunt chiar foarte ok, fiindcă am grijă de ele. Acum, culoarea pe care o voi aplica este aceasta de la The One Long Wear Nail Polish, în nuanța Tiramisu. Și aplic un singur strat. Și am terminat de aplicat un singur strat din această ojă. M-a ajutat foarte mult și pensula ojei, care e destul de lată și tăiată într-o formă ovală. Iar pentru a-mi crea acest French subțire, voi folosi această ojă tot de la Oriflame, dar este într-un ambalaj vechi. Acum cea nouă, din câte am observat, vine într-un ambalaj de genul ăsta. Și este special pentru vârful unghiei, după cum și scrie aici. Și are și o pensulă foarte mică, după cum puteți să observați, pentru detaliu. Este cam tare, puteau să o facă mult mai subțire. Însă ce îmi place mie să fac este să șterg excesul doar pe o parte și un pic de exces să rămână, după cum puteți să vedeți, pe cealaltă parte. Astfel îmi va ușura foarte mult munca când voi trasa linia și o trasez. Atât, e extrem de simplu și după cum ați putut observa, se fac foarte repede și ușor. Eu nu folosesc benzina acelea pentru French. Dar voi, dacă aveți răbdare și timp și chef și îndemânare, atunci puteți folosi. Dar tot e chestie de exercițiu, nici mie nu mi-au ieșit, după cum puteți să vedeți, foarte drepte dungile. Acum aplic Halos UV Coat. Pentru final o să aplic aceste picături de la Oriflame, nu mai am spray-ul acela de la Farmec. Bun, dragile mele, acesta a fost clipul, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să-mi dați un like, share, să afle și prietenele voastre și până data viitoare, vă pup! Pa, pa!